Iașul se află pe lista celor 9 județe care vor primi autospeciale de intervenție pentru stingerea incendiilor. Acestea au o capacitate de 10.000 de litri de apă și vor fi achiziționate în cadrul proiectului Viziune 2020, care completează parcul auto al Inspectoratului General. Reînnoirea parcului auto rămâne în continuare o prioritate, având în vedere că unitățile operative încă dețin tehnică de intervenție cu durată de exploatare depășită, iar serviciile oferite celor aflați în dificultate trebuie să se mențină la înalte standarde de calitate.